Nu vom mai fi nevoiți să așteptăm 10 de minute ambulanțele. Cel puțin asta ne promit autoritățile după ce Moldova a primit un împrumut de 12 milioane de euro din partea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru reînnoirea Parcului Național de Autosalvări. Astfel, cu acești bani urmează să fie cumpărate 168 de autosanitare, dintre care 35 de terapie intensivă și 133 de prim ajutor. Acestea vor fi procurate în bază de concurs conform standardelor internaționale în domeniu. Totodată și guvernul a alocat peste 50 de milioane de lei pentru achiziționarea 69 de ambulanțe. De notat că primele 10 ambulanțe deja au ajuns în țară, iar până la finele acestei luni urmează să fie livrate alte 59 de autosalvări. Acestea vor fi repartizate în 32 de puncte medicale de urgență prespitalicească, unde gradul de uzură a autosanitarelor este de peste 90% din zonele centru, nord, sud și Găgăuzia. Odată cu reînnoirea parcului de ambulanțe, va spori calitatea și rapiditatea serviciilor medicale acordate pacienților, îndeosebi în zonele rurale. Menționăm că pe parcursul anului trecut, serviciul a acordat asistență de urgență la peste 860.000 de bolnavi.